Pai, tô alu. Firmeza. Vai petrolu, vai petrolu, ole, ole, ole. Vai petrolu, vai petrolu, ole, ole. Yes, the first derby was win this day against Cologne, and now Petrolu will win against Steaua. Yes. I hope. I'm here with my friends. Hi, Petrolu! 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 Ce faci, mă? Hai, Petrolu! Hai, Petrolu! Eu sunt din Africa, Sudan. Da, și ești fan Petrolu? Da, Petrolu are mult, cel mai jucător. Da, eu știu persoana din Nigeria. Este Chris. Este Agricobisa. Este în este numărul 9. Este numărul 9. Da, patrolului. E bine că patrolului scoare 2-0. Da, chiar. Bună, Sorina, ce face sursul în seara asta? Atmosfera. Crezi că se putea mai mult cu FCSB în seara asta? Sincer? Nu știu. Am început puțin să jucam bine în repriză, a făcut câteva ocazii, dar din păcate am primit golul 2 mai repede, adică ce zicem noi din vestiar. Și la 2-0 nu puteam nimic mai mult decât asta. Dar ce s-a întâmplat? Parcă nu s-a legat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Ne-ai dat două goluri și am pierdut meciul. A avut niște două bari, trei bari. Prima repriză, a început foarte bun meciul. Ei, din păcate noi, nu am făcut la nivelul care am vorbit toată săptămâna și am primit și golul care nu trebuie să primești ultima secundă în prima repriză. Dacă nu primeam asta gol, poate se întâmpla altceva în doua repriză, dar asta este. E cel mai slab meci al sezonului făcut de voi? Nu. Nu, de ce? Nu. Nu au... De vedere ofensiv, nu prea contată și eu. Da, dar fiecare meci nu pot să zic că am niște ceva wow în atac. Am câștigat meciurile, acum am pierdut. Bine, e o presiune, așa că nu reușești să marchezi în acest sezon? Nu. Pare că nu vă regăsiți așa, e la 4 înfrângeri la rând în campionat. Ce crezi că ar fi nevoie să... Da, bineînțeles. Să legați iar victorii. Bineînțeles, am jucat și cu cea mai bună echipă în campionatul nostru. Am făcut niște puncte care am făcut și acum 5 meciurile la rând vine foarte grele meciuri, care știam că nu am ce să pierd cu ei. Adică am pierdut 4 meciuri, astea, din păcate. Se pare că sunt și așteptări prea mari pentru Petrolul. Până la urmă vorbim despre o nouă promovată. Toată lumea vorbește despre play-off sau despre... Nu, suntem departe din play-off. Pentru noi, cum am spus și înainte de campionatul, cel mai important e să rămânem în Liga 1. Da, mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm pe acest teren care a fost o deplasare foarte grea și n-am primit gol. Încă un moment de bucurie pentru noi. Ce s-a întâmplat la finalul partidei? Am văzut pe Omrani pe jos, a explodat petardă. A explodat petardă, dar e tot în regulă, nu trebuie să vorbim prea mult. E în regulă. Nu știu, greu de digerat înfrângerea asta
în fața FCSB-ului, Petre? Sigur, sigur că este foarte greu de digerat. În primul rând că nu ne-am putut face fanii fericiți. Al doilea rând pentru noi, pentru atmosfera noastră, pentru situația în clasament, e greu. Mâine o să vedem cu toții ce am greșit și sperăm să ne punem din nou pe picioare și să aducem puncte. Dar pare că s-a rupt ceva la voi, pare că nu mai merge ca înainte. Nu. Joc, cred că avem același joc pe care l-am presat ca și până acum, doar că sunt unele momente cheie în care ba suntem neatenți, ba suntem taxați mult prea ușor ca meciurile trecute, parcă aveam și un pic de șansă. Nu știu exact ce e de vină, ce ne lipsește, dar trebuie să sperăm în continuare. Atmosfera din tribune? Uimitoare ca de fiecare dată. Chiar a fost un derby, în tribune a fost foarte frumos. Le mulțumim suporterilor pe această cale și ne pare rău că nu am putut să plece acasă fericiți. Voi aveți o serie, ați avut seria asta de meciuri foarte grele cu CFR, FCSB, urmează și Craiova. Sigur, am avut o serie foarte grea cu meciuri foarte tari, cu niște derbiuri, pot spune așa. Din păcate, până acum nu ne-a ieșit cum am vrut, dar sperăm că de la meciul viitor începem să adunăm puncte. S-a schimbat obiectivul pe parcurs? Nu știu, se așteaptă mai mult la Petrolul sau doar salvarea de retorea? Principalul obiectiv a fost pus de la început, să rămânem în prima ligă. Dacă se poate mai mult și obiectivul se poate schimba pe parcurs, e foarte bine, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să ne vedem în lungul nasului, să spun așa, și să conștientizăm cine suntem.